ce am citit aici, în textul acesta din 2 Corinteni, este că Dumnezeu folosește vase de lut. E un lucru absolut uluitor. Dacă stai și meditezi puțin la acest adevăr colosal, ce este comoara? Evident, după ce am citit, am înțeles că comoara este propovăduirea, este mesajul extraordinar de care lumea din jurul nostru are cea mai mare nevoie. Și pentru a contextualiza puțin, îl vedem în 2 Corinteni pe Pavel în mijlocul multor încercări. Dacă vreodată Pavel a ajuns la depresie, a fost în 2 Corinteni. Dacă vreodată Pavel a simțit că viața e grea, a fost în 2 Corinteni, când era și bolnav, era și la sfârșit. Și în mijlocul unor mari încercări le scrie corintenilor despre problemele majore pe care le-a avut în Asia. Și în mod interesant, el nu caută sprijin, el nu caută încurajare, ci în mijlocul necazurilor, a nevoilor, el descrie misiunea pe care a primit-o creștinul. Misiunea care a primit-o creștinul este mai importantă, mai prețioasă decât orice necaz temporar al nostru. Asta spunea el de obicei. Și vorbește amintindu-l pe Moise, care atunci când cobora de pe munte după ce se întâlnea cu Dumnezeu, când cobora în mijlocul poporului Israel, obișnuia să-și pună o onoframă sau un batic, că ăsta e cuvântul preferat, un șal pe față. Pentru ca evreii să nu fie atrași de slava care era pe fața lui și nu cumva să-l adore pe el în loc să-l adore pe Jehova, Dumnezeul adevărat. Și vorbește Pavel despre năframa care este pe inimile oamenilor. Oamenii care nu pot să vadă gloria lui Dumnezeu, dar cel care este în casă cu tine și nu-l cunoaște pe Dumnezeu are o năframă pe inimă, așa că nu-l mai judeca, iubește-l. Cei din jurul nostru care nu-l cunosc pe Dumnezeu au un batic peste ochi și nu văd slava lui Dumnezeu, nu pot să înțeleagă, sunt legați. Însă creștinul care a văzut gloria are misiunea să ducă această lumină mai departe și să propovăduiască Evanghelia împăcării cu Dumnezeu. Cei care au primit lumina au o datorie sfântă ca această lumină să ajungă și la cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și sunt departe. Și Pavel spune, asta este o comoară de mare preț. Asta este cea mai mare comoară care a fost vreodată pe pământul nostru. Știi tu cumva ceva mai scump, mai prețios? Niște acțiuni la Apple sau la Tesla, știi tu mai scump? Bitcoin, știi tu ceva mai scump? Spun eu, odată ce au aruncat prima lopată de pământ peste tine, toate acțiunile și bitcoinurile nu mai reprezintă nimic. Singurul lucru care rămâne este cel care a fost mort, dar acum este viu în vecii vecilor. Și misiunea acestei vești ne-a fost încredințată nouă. Și Pavel spune, ciudat, că noi suntem niște vase slabe, niște vase de lut. Spune, purtăm comoara aceasta în niște vase de lut. Suntem lut, tină. La mormântarea pastorului Cristi Moșuți, înainte să vorbesc, am avut un sentiment foarte ciudat. Pentru că ați fost la mormântări, ați văzut, când sapă groapa, aruncă pământul așa pe niște movile. Și stăteam acolo, praful acela, pământul acela, tot, și mi-a fost ciudă pe pământ. Și mi-am dat seama în momentul ăla, în duhul meu, că nu mi-era ciudă că murdărea papucii. Sau că stăteam inconfortabil pe volovanii aia, ci mi-era ciudă că eu și eu sunt făcut din același material. Ca mizeria aia, praful ăla, pământul ăla. Și mi-am dat seama că oricare eram acolo, între sutele de oameni participanți la mormântare, într-o sută de ani toți vom fi de culoarea aia, de
țărână, pentru că suntem făcuți din pământ. E un gând extrem de umilitor. Oricât de multe vise și aspirații ai astăzi, oricât de multe împliniri, oricât de frumoasă sau deosebite consideri în oglindă și oricât de multe bați singuri pe spate, într-o sută de ani de acum, ești doar o mână de țărână. Atât. Și Pavel spune, comoara aceasta extraordinară a lui Dumnezeu este pusă într-o mână de țărână, într-un vas de lut, într-un vas de pământ. Ce contrast extraordinar între gloria lui Dumnezeu pe fața lui Moise, gloria lui Dumnezeu care luminează în lume și gloria lui Dumnezeu în niște vase de lut. În niște vase care se pot sparge oricând. Oare nu despre asta făcea Domnul aluzie în Matei, când spunea, lumina nu este făcută ca să fie pusă sub obroc. Obroc este tot un vas. Lumina nu este făcută să fie ascunsă în vasul de lut, ci lumina este făcută ca să fie reprezentată și să strălucească prin vasul de lut. Wow! Ceva absolut extraordinar! Și primul lucru pe care vreau să-l înțelegem, dragilor cu toți, ca să poți să fii folosit de Dumnezeu, primul principiu pe care trebuie să-l învățăm astăzi este să facem rost de vase goale. Asta e primul principiu. Găsim pasajul 1 Împărați, în capitolul 4. Știți foarte bine, mulți dintre voi, ce scrie acolo. La un moment dat, una din nevestele prorocilor a strigat către Elisei și a spus, Elisei, mi-a murit bărbatul și bărbatul m-a lăsat cu o mulțime de datorii la bancă. Și n-am cu ce să plătesc, Elisei, n-am ce să fac, nu pot să mă ajuți. Și atunci Elisei îi spune așa, du-te la vecinii tăi și cere vase goale. Adu-le în casă și uleiul care ți-a mai rămas, toarnă-l în el. Și spune-l așa, du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Prima lecție pentru noi astăzi este următoarea. Pentru a fi umpluți, avem nevoie să fim un vas gol. Pentru a fi împuterniciți, trebuie să ne facem rost de vase goale. Oare cine merge la fântână, nu prea mai știți voi ce e aia fântână, dar mai sunt ceva cu pere albe aici, oare cine merge la fântână cu găleata plină de acasă, o iei plină de acasă? Pentru ce? Nu-ți va folosi la nimic. Chiar dacă ajungi cu găleata plină, va trebui să o torni să iei apă proaspătă. Este absolut ridicol. Să mergi la fântână cu găleata goală. Și totuși, o mulțime dintre noi vin duminica aici cu găleata plină. Ei știu deja ce trebuie. Ei au planul făcut. Și au făcut rugăciunea corespunzătoare. Au bifat capitolele care trebuie citite. Vin aici în prezența lui Dumnezeu și au un plan, știu ce trebuie. Și pleacă de aici cu aceeași apă stătută în vase. Ascultați-mă bine. Dacă vrei putere, vasul tău trebuie să fie golit. Fă-ți rost de vase goale. Nu este în niciun caz o soluție să vii înaintea lui Dumnezeu cu vasul plin. Câți oameni nu manifestă această nechipzuință în domeniul spiritual? Vin aici plin de ei înșiși, de faptele lor, de lucrurile bune pe care le-au făcut, de milostenii, de rugăciuni pe care le-au făcut, de darurile lor și câți nu pleacă de aici cu inimile pline. De nimic. Pentru că dacă Dumnezeu nu umple, tot ceea ce stagnează se strică. La un moment dat, tot ceea ce stagnează aduce moarte. Ce păcat să vii în casa lui Dumnezeu, la întâlnirea sfinților și să pleci cum ai venit. Păcat de benzina pe care ai cheltuit-o, biletul de tramvai și așa mai departe, energia. E ciudat să vii aici și să pleci cum ai venit. Cine vrea să plece binecuvântat de Hristos, trebuie să vină la El cu mâinile goale. Doamne, n-am ce să-ți dau. Doamne, dacă am ceva, am un vas de alabastru plin de un parfum foarte scump, îl sparg și pe ăla la picioarele tale. Doamne, eu n-am ce să ofer. N-am ce să ofer, eu vin la Tine cu mâinile goale. Cine a venit cu mâinile goale, a plecat întotdeauna binecuvântat.
Singurul care a plecat așa cum a venit a fost tânărul bogat. De ce? Avea vasul plin. Nu-i trebuia nimic. Doamne, astea am făcut. Pe toate le-am împlinit. Mi-am dat zicele, am fost bun, am făcut tot ce trebuie. Avea vasul plin și a plecat din prezența lui Hristos așa cum a venit. Oameni buni, ca să intre harul, trebuie să deschidem geamul. Ca să ne umple lumina, trebuie să golim vasul. Săptămâna trecută, când a venit răcoarea, ploaia aceea, mai țineți minte ce căldură erau în casele noastre? Și interesant, am deschis geamurile peste tot în afară de singură cameră. Una singură. Și m-am bucurat, toată casa era plină de răcoare, superb. Când am intrat în camera aia, zic, mamă, ce e aici? Păi ce e? N-ai deschis geamul. N-ai deschis geamul. N-ai dat oportunitatea vântului răcorii să intre, să umple spațiul acela. Inimile noastre pot fi separate de har dacă noi nu le deschidem cu intenția ca Dumnezeu să le umple. Așa că toamna asta, faceți-vă rost de vase goale. Oricare ești aici, fă-ți rost de vase goale. Dumnezeu este suveran și are să-ți dea niște lucruri extraordinare. Numai că mulți de aici, mulți dintre cei care ne ascultă, au capacul tras pentru că ei știu ce trebuie să facă. Ferice de cei săraci cu Duhul, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei care au vase goale și știu că Dumnezeu trebuie să îl umple. Ți s-a întâmplat, să dau o ilustrație ca să înțelegi mai bine. Ți s-a întâmplat vreodată ca cineva să vină la tine și să spună, uite, am nevoie de un sfat și tu să tragi o cafea lângă tine sau ceai, mă rog, ce bei și să spui, da, spune-mi, vreau să te ajut și să-ți dai seama că omul respectiv n-are nevoie de sfatul tău pentru că nu se mai oprește din vorbit. El, de fapt, are nevoie de cineva cu care să comunice și să-i spună deja ceea ce el va face, dar îți cere ție sfatul. Nu, mulți dintre noi venim înaintea lui Dumnezeu la fel. Și rugăciunile noastre sună ca niște rețete cu bullet points. Doamne, eu știu ce trebuie să-mi faci. Eu știu cum de trebuie să merg. Eu am nevoie de aia, tu să-mi dai aia, tu să-mi faci aia. Vedeți, vase pline. Vase pline. Avem o listă înaintea lui Dumnezeu. O listă de doleanțe. Și suntem ca ăla care vine să ceară sfatul, dar n-ascultă nimic, că nu-l interesează sfatul, îl interesează numai să spună, să verbalizeze ceea ce deja are în inimă. Dacă n-ai vasul gol, vei pleca de la Iisus așa cum ai venit. Ăștia sunt oamenii imposibili de învățat. Oamenii care știu deja ce trebuie făcut, care nu au vasul golit. Unii, cum am spus, vin și în rugăciune și spun, Doamne, fă-mi, dă-mi, îți fac eu lista ce-mi trebuie. Pe când noi ar trebui să venim în rugăciune în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vasul meu este gol, umple-mă Tu. Scopurile mele trebuie să devină scopurile Tale. Dorințele mele trebuie să devină dorințele Tale. Deschide mintea, ochii să văd ceea ce Tu vrei de la mine și de la viața mea. Dumnezeu nu umple decât vasele goale. Știți la ce concluzie am ajuns? Că e mai rău să crezi că știi decât să nu știi. Bă, dacă nu știi, americanul zice ignorance is bliss. Ești binecuvântat să fii ignorant, frate. Și Solomon zice, cine știe puține, n-are dureri de cap. Nu? Dar e mai periculos, atenție mare, e mai periculos să crezi că știi decât să nu știi. Pentru că cel care crede că știe este neînvățabil. Ăla știe deja, nu, lui știe. El știe ce trebuie făcut. N-ai ce să mai înveți. N-ai ce să-i mai spui. El este plin deja de anumite preconcepții, de lucruri pe care le-a învățat greșit, de o cultură greșită. Ăla crede că știe, dar de fapt nu știe nimic. Și am văzut, am vorbit împreună cu echipa de multe ori lucrul ăsta. Dumnezeu, cei care vin la Hristos, care se botează aici, sunt așa de învățabili, sunt niște vase goale. Păi ăla nu trebuie să iei să-i faci un seminar din 15 puncte despre zeceială. Ăla își dă zeceală din prima, foarte simplu. Dumnezeu, așa am învățat, e biblic.
Punct. Dar unul care vine din altă cultură creștină, stai așa, dar zici oală din gros sau din net? Da, zici oală, stai așa, că s-a dat în Vechiul Testament, noi nu mai trebuie să împlinim Vechiul. Vedeți? Ăla crede că știe ceva. Dar nu știe nimic. E plin de el. Și vine înaintea lui Dumnezeu și știe deja. Ăla nu mai este învățabil. N-ai ce să mai faci cu el. Atenție! Și farisei erau la fel. Erau niște consumatori. Da, ei credeau că știu, credeau că fac. Erau absolut neînvățabili. Atenție! Cel mai mare învățător care a călcat vreodată pământul, Hristos, a predicat Evanghelia în auzul lor. Mai mare ca el n-a fost și nu va fi nimeni niciodată. Și ce au făcut? Au vrut să-l ispitească. Dar se cuvine să dăm bir cezarului, auziți? It's all about the money. Totul e despre bani. Și el în înțelepciunea lui spune, dați cezarului ce e al cezarului. Și lui Dumnezeu nu-i mai dați zecioala că voi sunteți în secolul 21 și trăiți toți pe ajutoare. Și lui Dumnezeu ce-i aparține lui Dumnezeu. Automat că lui Dumnezeu trebuie să-i dai. Că dacă nu-i dai ce-i aparține lui, hai să trimiți bilete la rugăciune, să ne rugăm pentru jobul tău, pentru sănătate, pentru familia ta. Asta este o realitate. Ne credem ceva. Mulți dintre noi credem că posedăm, că avem și întrebarea este ce ești tu, omule? Unul din cele 8 miliarde. Te-ai gândit vreodată la asta? Ți-am spus mai devreme, pământ, într-o generație ți se va duce complet amintirea. Trebuie să fii cineva chiar super să-ți amintească două generații după tine sau trei. Eu am o poză cu stră-stră bunicul meu și cu stră-stră bunica mea. Nu i-am cunoscut, nu știu cine sunt, o fi fost oameni faini. Mă gândesc. Dar nu-i știu, nu-i cunosc, n-am avut contact cu ei. Crezi că știi ceva? Hai să începem cu stelele. Poți să-mi spui câte nume, câte sunt? Stelele sunt prea multe. Hai să începem cu planetele. Știi câte sunt? Și astea sunt prea multe. Hai să începem cu galaxiile. Știi câte sunt? Păi nici oamenii de știință nu știu. Mai descoperă un telescop și mai spun, au mai apărut 1,15 miliarde, habar n-au nici ei. Crezi că știi? Crezi că ai? Crezi că ești ceva? Crezi că ești înțelept? Solomon a fost cel mai înțelept și spune la sfârșit, când tragi linia, totul este deșertăciune și goană după vânt. Crezi că distracția, sunt mulți aici în Iași ăsta, suntem, acuși vin toți studenții și începe, avem și aici o scenă cum nu a văzut Iașul niciodată, frate, ceva extraordinar, va fi un concert incredibil, sper că aici nu sunt tineri care merg la concerte de genul ăsta. Și dacă sunt, Doamne, dă pocăință. Crezi că acum și încep să vină toți aici, să converg toți tinerii aici în Iași și încep petrecerile. Că unii zic că începe facultate. Cine a făcut facultate știți ce studii încep în primul an sau în octombrie, da? Încep distracție. Oamenii cred că distracția este scopul vieții. Și ne uităm la cei care s-au distrat și n-au făcut nimic. La sfârșit când trag linia, deșertăciune și goană după vânt. Nici măcar un nume bun nu rămâne în urma lor. Absolut nimic. Praful se alege. David a simțit această sete după Dumnezeu. A înțeles că este doar un vas gol și spunea, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Asta este strigătul vasului gol. Tinei care își dă seama că fără lumina lui Dumnezeu este absolut nimic. Când îți este sete după Dumnezeu? Este vreun detaliu în viața ta în care nu l-ai implicat până acum pe Dumnezeu? Astăzi ne facem rost de vase golite. Golite de aptitudinile noastre, talentele noastre, preconcepțiile noastre, speranțele noastre care sunt departe de cele ale lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne golim astăzi, pentru că avem nevoie de harul Tău. Și ca să fii folosit de Dumnezeu, foarte important este să arunci ce ți se pare ție acum esențial. Intrăm în lucruri mai grele. Poți să stăp puțin mai adânc? Sunteți ok?
Da? Trecem de... Ok, bun, mulțumesc. Aruncă ce ți se pare esențial. Spuneți toți, aruncă. Am zis toți. Spuneți toți, aruncă. Mulțumesc, mulțumesc. Pavel era escortat spre Roma, într-un vas. Erau peste 200 de oameni pe vasul respectiv. Au pornit așa frumos cu soarea afară și la un moment dat a lovit furtuna. 15 zile au fost la mila valurilor. 15 zile. 15 zile în care Biblia spune că n-au mâncat absolut nimic. De dimineață până seara se luptau cu valurile. 276 de oameni. Absolut disperați. După 2 săptămâni în care nu văzuseră soarele, luna sau stelele, doar valuri, frig și disperare. Și în mijlocul catastrofei, cataclismului, Pavel primește o lumină din partea lui Dumnezeu. Le spune tuturor oamenilor stop, le arată viziunea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că nimeni nu va pieri dacă faceți tot ce spun eu, pentru că eu am primit lumină din partea lui Dumnezeu. Acum mâncăm toți. De ce? Pentru că de 2 săptămâni am mâncat. Acum mâncăm toți. Au mâncat toți și Pavel spune și acum, foarte important, fapte 27 cu 38, după ce s-au săturat, ce au făcut? Au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Asta au făcut. Și după asta știți restul povestirii, vasul ajunge, toți sunt salvați, deși vasul se distruge, toți au fost salvați. Pentru a-ți salva viața, trebuie să arunci ce ți se pare ție esențial. Acum dați-mi voie să vă spun, grâul pentru așa călătorie era esențial, era o idee bună. Mai aveai nevoie și de mâncare. Dar ceea ce au înțeles ei, la un moment dat, este, ascultă, 15 zile am putut supraviețui fără să mâncăm grâu. Ceea ce înseamnă că noi ne prăbușeam în adâncuri cu greutatea asta, fără ca noi nici măcar să mâncăm. Ceea ce li se părea esențial la începutul călătoriei, după 15 zile, nu mai era esențial, din contră, era imperativ să fie aruncat, pentru ca corabia să devină mai ușoară și ei să poată birui valurile. Și ei aruncă sacii de grâu și ajung la destinație conform revelației lui Dumnezeu. Fiți atenți! Pentru a reuși în misiunea pe care ai primit-o din partea lui Dumnezeu, trebuie să renunți la lucrurile care ție ți se par importante. Dacă mergeam și le dădeam tuturor un chestionar, care sunt lucrurile esențiale de pe vasul acesta, vă spun că grâul era top, pentru că aveau nevoie de hrană. Nimeni din barca aceea, 276 de suflete, n-ar fi spus, știi ceva, trebuie să aruncăm grâul. Wow, stai așa, și ce mâncăm? Nimeni. Li se părea absolut esențial la începutul călătoriei. Deși grâul era o idee bună la început, după 15 zile în mijlocul furtunii, după ce n-au mâncat absolut nimic, deodată nu mai era o idee bună. Acum, hai să revenim la tine. Ce ai tu acum în viața ta care te trage în jos? Poate a fost o idee bună la început, dar acum în niciun caz nu mai este o idee bună. Nu știu, poate să fie un prieten. Poate să fie un anturaj care acum câțiva ani era ok. Dar între timp au venit norii, furtuna, valurile și ceea ce ți se părea esențial atunci nu mai este esențial acum. Poate este un job. Pentru că te-ai rugat și ai postit și Domnul a dat biruință și ai adus aici bilete de mulțumiri și am dat slavă Domnului. Era fain atunci, dar între timp îți dai seama că au venit norii, valurile și trebuie o schimbare majoră. Pentru că ești cu grâul la nas, dar mor de foame. Atenție mare! Bisericile noastre sunt pline de creștini, hămesiți, flămânzi, fără nicio vlagă, care au grâul sub nas, dar n-au timp să mănânce pentru că vâslesc din greu. Ceea ce părea o idee bună,
15 zile în urmă, un an de zile, 5 ani, acum deodată nu mai este. Poate să fie o relație cu o persoană toxică, care acum câtva timp era ok, dar îți dai seama că te trage din ce în ce în jos. La ce trebuie să renunți astăzi ca să ajungi din nou pe linia de plutire? E o întrebare fair and square pe care ți-o pune Dumnezeu astăzi prin gura mea, pentru că ăștia mureau toți cu sacii de grâu la gură. Toți se pierdeau. Pentru că niciunul nu mâncase. Pavel a trebuit să-i forțeze pe ăștia să mănânce. O mulțime din generația noastră, ascultați-mă bine, IT-ști, doctori, ce sunteți pe aici? Fiți atenți. O mulțime din generația noastră se pierde foame cu grâul sub nas. O mulțime mor de foame cu salarii bune. Super salar, dar ești plecat tot timpul de acasă. N-ai timp cu familia, n-ai timp de copii, n-ai timp să faci nimic. Ești ca milionarul ăla care are 10 mașini pe care nu le conduce niciodată, fiindcă tot timpul este în ședințe. Ca pescarul ăla din Mexic, știți foarte bine, v-am spus povestea, care pescuia și vine milionarul și hai să-ți dau idei. Și ce faci? Investești, vinzi, cumperi, ca să ce? Ca să ajungi pe insulă Mexic să pescuiești. Săracul spune, hello, eu fac lucrul ăsta acum. De ce să mă chinui? Pierdam din viață. O mulțime din generația noastră sunt gata să se prăbușească cu grâul în corabie. Atât ne zbatem și ne luptăm și ne ocupăm de lucruri mici, încât ajungem să ne scufundăm cu tot cu vas. Murim de foame cu grâul sub nas. Și Dumnezeu vă spune astăzi prin mine, goliți-vă vasele. Goliți-vă vasele. Până nu este prea târziu. Renunțați să vă mai preocupați cu lucruri mici. Lucruri care ție ți se par importante, dar care te trag jos și te distrug. Nu vă mai pierdeți vremea și energia cu lucruri neimportante. Orașul ăsta în care Dumnezeu ne-a așezat este al doilea din România ca populație. Sute de mii de oameni, majoritatea zac în întuneric. Erau niște predicatori care au fost foarte interesați de ce D.L. Moody, marele predicator, era așa de eficient. Și merg la el și îl roagă, spun, vrem și noi să petrecem 24 de ore cu tine, să vedem ce faci tu, să învățăm de la tine, să fim și noi la fel de eficienți. Și Moody spune, da, nicio problemă, veniți cu mine. Și când se întâlnesc, într-o cameră de hotel, Moody le spune, erau doi păstori, le spune, ce vedeți pe geam? Și unul spune, oh, văd atât de mulți copaci frumoși, înfloriți, un sezon extraordinar. La al doilea, tu ce vezi? Asta spune, văd o mulțime de oameni foarte ocupați care merg să facă business, să facă comerț. Și se întorc către Moody și spun, da, tu ce vezi? Și el plângând, zice, eu văd mii de oameni care merg în iad. Și eu sunt cel care am lumina și puterea să-i trag de acolo. Până nu vă veți vedea ca mine, până vă faceți rost de o inimă ca lui Dumnezeu, n-aveți cum să fiți eficienți. O mulțime dintre noi suntem atât de ocupați cu grâul nostru, cu ideile noastre, cu ambițiile noastre și uităm marea chemare pe care am primit-o. Majoritatea din Iașiul ăsta, sute de mii de oameni, sunt departe de Dumnezeu. Evanghelia trebuie să ajungă la ei și Biblia spune că Dumnezeu nu mai trimite îngeri, ci ne trimite pe noi. Când Dumnezeu se uită la Iași, vede speranța și lumina pe care a așezat-o în niște vase de tină goale. Și alea suntem noi. Avem de dărâmat avamposturi vrăjmașe, avem de cucerit reduta minții multor oameni. Ești aici? Ești confortabil? Îți plac cântările? Îți place atmosfera? Îți place predica? Da? Îți place la mol? Dar nu e suficient. Dacă nu faci ceva cu lumina aceasta, e vai. Acum când tu stai confortabil, foarte bine acolo, atenție mare, mulțumirea de sine și lenea te trage în jos. Ăla e grâu pe care trebuie să-l arunci peste bord. La momentul actual, suntem, cred, într-un moment de cotitură. E momentul când Dumnezeu strânge armata aici, în orașul ăsta.
și are o lucrare mare de făcut. Și o va face cu tine sau fără tine. Și o va face cu mine sau fără mine. Alegerea este a mea. Golește astăzi vasul. Lasă-l pe Dumnezeu să umple golul acela cu harul lui. Mai bine să eșuezi. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă bine, că eu m-am gândit mult la treaba asta. Mai bine să eșuezi, să-ți fie frig, să-ți fie foame, să fii mușcat de viperă, dar să fii în paza lui Dumnezeu, decât să fii bine mersi la bord, cu saci de grâu și să te scufunzi. Golește-ți vasul. Dumnezeu nu ne poate umple dacă noi suntem deja plini de noi. Și am înțeles lecția asta. Mulți m-ați auzit vorbind despre asta. Am înțeles că trebuie să arunc ceea ce mi se pare mie esențial. Când stăteam ani de zile în urmă într-o mega biserică, mi-era foarte bine. Și am înțeles că mă scufund cu greul în spate. Că mi-e bine, dar asta nu e esențial. Că am făcut check, multe lucruri, dar aia nu este important. Și atunci am găsit o mână de nebuni care sunt printre voi. Și cu nebunii ăștia am deschis o biserică la Teatrul Luceafăru. Erau 320 de locuri și noi eram 40? Cred că cu tot cu femeile de serviciu eram 40. Și am continuat să ne întâlnim. Pentru că am înțeles că asta e chemarea lui Dumnezeu. Am înțeles că trebuie să fim goliți ca să fim umpluți. Și goliți am fost. Uitați-vă la primele înregistrări. Încă sunt online. Aha, uite-l unul care cânta acolo și dă de cap, așa e. Mult a trebuit să ne golească Dumnezeu. Mult. Multe lucruri am crezut că știu să fac. Și că am un plan și că eu știu exact ce trebuie și a trebuit Dumnezeu să mă ia. Bang! No, hai să vedem acum. Doamne, arunc totul. Totul arunc. Gândiți-vă la Ilie. Când a început procesul lui de golire, l-a instalat Dumnezeu pe marginile unui pârâu, veneau corbi, dădeau mâncare, sigur nu-i aducea KFC, aducea niște râme, cine știe ce aducea. Avea apă din pârâu și după ce s-a terminat perioada aia, s-a terminat apa, a plecat, s-a dus la Sarepta, a locuit în cetate, a mâncat împreună cu familia văduvei. Procesul ăsta a durat circa 3 ani și 6 luni. A fost un timp lung de așteptare. Istovitor, dar productiv. Și în măsură ce Ilie se golea de el, de autosuficiență, de plângere, de milă, țineți minte, Doamne, eu sunt singurul profet, sunt singurul care fac lucrarea ta, Doamne. Mulți dintre voi la fel sunați când vă plângeți tot timpul de milă. Și v-am mai spus eu, Dumnezeu stă în cer să întreabă ce trebuia să-i mai dau și nu i-am dat. Și Ilie a scăpat de toate lucrurile astea, da? S-a golit de propriile resurse și apoi a fost umplut de Duhul Puterii. Când a auzit susurul blând, a fost umplut de Duhul Puterii și a putut să facă lucrările mari de pe Carmel. Noi am stat 3 ani și 6 luni la teatru. Și astăzi împlinesc 3 ani de când suntem aici. Astăzi, în data de astăzi, avem 3 ani de când suntem aici. Perioada în care Dumnezeu ne-a format, ne-a golit, ne-a mai zguduit așa puțin, dar merităm și de urechi merităm și ne-a umplut de puterea Duhului Său. Dacă vrei să fii folosit, trebuie să-ți faci rost de un vas gol, trebuie să arunci ce este neimportant și dacă ai reușit și te-ai umplut de har, atenție, trebuie să-ți golești vasul cu folos. Auzi ce spune Pavel lui Timotei, zice așa: eu sunt deja turnat ca o jertfă de băutură. Auziți cum este turnat Pavel? Nu doar e rosit așa. Îți arunci măgăritare la porci. Unde te duci, vorbești cu toți. Nu. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Cu scop. O jertfă. Toți ardem. Întrebarea este pentru ce ardem? Arzi ca să luminezi? Arzi ca să încălzești? Sau arzi gazul degeaba? Hai să mai omorâm ceva timp pe Netflix. Hai să mai omorâm ceva timp și să mergem să facem nu știu ce. Andy Stanley spune așa: nu simt datoria să umplu vasul nimănui, dar simt că trebuie să-l golesc pe-a meu. Dumnezeu ne umple de har
Și noi trebuie să golim față de alții. Trebuie să ne dăm la o parte și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Te-ai gândit vreodată cum a ajuns Evanghelia la tine? Că cineva a trebuit să părăsească confortul, că cineva a trebuit să se sacrifice, că cineva a trebuit să renunțe la el și să își asume rușinea ca să fie respins? Faptul că va fi arătat cu degetul și catalogat de nu știu ce, te-ai gândit la lucrul ăsta? Cineva a trebuit să se golească de el și să fie umplut de har. Și lumina lui să strălucească peste tine. La Rema, misiunea noastră este să îi ajutăm pe oameni să descopere misiunea și să îi împuternicim în lucrare. Și vedem lucrul ăsta, se întâmplă în jurul nostru. Vrem să ajungem la oamenii din Iași cu Evanghelia și pentru asta trebuie să ieșim din ziduri, trebuie să fim lumina lui Iisus acolo în societate, să suntem vase de lut umplute de Dumnezeu. Și biserica aceasta este chemată să fie un spital unde vin bolnavi. E drept că tratamentul nu funcționează pentru toți. Pentru că sunt aia care sunt foarte căpoși și plini de ei și ei știu ce trebuie făcut, aia n-avem cum să-i ajutăm, dar marea majoritate se vindecă. Marea majoritate din cei care vin beneficiază de har și Dumnezeu îi transformă și îi vindecă. Întrebarea mea, de ce stai acolo pe bancă și nu faci nimic pentru împărăție? Vine anul spiritual, acum suntem în pregătirea lui. Ești confortabil? Mor cu grâul sub nas? Sau ești gata să arunci tot balastul, tot ceea ce te oprește, tot ceea ce te încurcă și ești gata să faci pentru Dumnezeu ceea ce ai fost chemat să faci? Când este ultima dată când ai stat la masă cu un om ce are nevoie de har? Sincer. Să stai la masă și să asculți, să aștepți să fii întrebat lucruri importante. Multora dintre noi ne e rușine că suntem pocăiți pentru că nu suntem nici măcar umbrele înaintașilor noștri. Pentru ei era o onoare. Sunt copil de Dumnezeu. I don't care ce îmi spui tu, nu-mi pasă. Sunt copil de Dumnezeu. Astăzi este locul potrivit, momentul oportun ca să venim înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să arunce balastul neesențial al creștinismului nostru de duminică. Ăsta nu-i creștinism. Că vii duminică aici și dai o bifă, ăsta nu-i creștinism. Creștinismul este cum ești aici să trăiești în afară. Creștinismul este să lași pe Dumnezeu să-ți umple vasul și lumina ta să lumineze pe alții. Astăzi aici este momentul să ne golim vasele noastre și să venim înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, toate meritele, diplomele, lucrurile pe care cred eu că le-am obținut, le las și le consider lucruri de nimic. Pentru harul nespus de mare să fiu al Tău, Doamne, mesagerul Tău, comoara aceasta extraordinară, da, o car, o port într-un vas de tină, de lut trecător. Dar ce frumos strălucește lumina într-un vas de tină. Ce mult este înălțat Dumnezeu când se folosește de vase imperfecte. Multă vreme m-am gândit, de ce Dumnezeu folosește oameni imperfecți? Folosește oameni imperfecți pentru ca slava Lui să strălucească mai tare. Să nu se spună, ăla? Păi ăla a fost cel mai tare orator din universitatea lui. A fost 10 vale victorie în cel mai tare. Normal să vorbească bine. Dar le-a pe un bâlbâit, un introvertit, unul care îi frică și de umbra lui și îl pune în fața poporului și prin el schimbă generații la rând. Un vas de tină crăpat în multe locuri, dar acolo strălucește Dumnezeu mai tare ca orice. Haleluia! Da, Dumnezeu folosește vasele slabe, dar cele care sunt golite și disponibile. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Exact asta m-a explicat acum. Dumnezeu strălucește atunci când vasele noastre sunt umplute de harul Lui. Este harul Lui, nu al nostru. Fără har suntem neputincioși, goi și vai de noi. Dar plin de har suntem o forță. Plin de har și uniți suntem o forță de care suntem iadul. Dumnezeu este în mijlocul nostru.
Rema, Dumnezeu este în mijlocul nostru. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Urmează 21 de zile de post și rugăciune, 21 de zile în care ne golim de ceea ce avem noi, aruncăm afară neesențialul și venim înaintea lui Dumnezeu ca să fim umpluți. 21 de zile în care n-ai să poți să spui, n-am găsit nicio seară să vin la rugăciune, n-ai să poți. N-ai să poți, imposibil. Adică ai să poți, dar n-ai, no, cu nimic real. Nimic real, nu se poate. Cred că la începutul anului nu sunt sesiuni. Că data trecută au fost ceva studenți care n-au venit din cauza sesiunilor. Și am zis, mă, frate, bă, facultatea a făcut și eu, bă, frate, bă, da. Am avut timp de toate. De prostii, cu siguranță. Dar n-ai timp să vii să te rogi o oră. Oh, come on. N-ai timp pentru că nu ți-ai făcut timp. N-ai timp pentru că vasul tău este plin de lucruri neesențiale. Nu? N-ai timp pentru că ai stat la ceaiuri și la cafele. N-ai timp pentru că ai programat altfel timpul. Au venit acolo. Au venit acolo. Mame cu copiii nou născuți. Puteau să spună, n-am timp, stau acasă cu copilul. Au venit acolo tați care au mulți copii acasă. Au venit el într-o zi, ea în altă zi. Au venit acolo femei care își cresc singure copii. Ele au reușit să vină, tu nu poți. Au venit acolo oameni care au venit cu tramvaiul, care au venit cu autobuzul, care au venit cu bicicleta sau au venit pe jos cu umbrela. Și tu, cu mașină, n-ai avut timp. Pentru că ai vasul plin. Dar nu de ce trebuie. Înainte ca să cântăm și să ne rugăm. Azi noapte mă rugam pentru asta. Nu știu dacă m-a trezit un câine sau m-a trezit Duhul Domnului, că nu știu. Dar o să decideți voi. Pe la 3 și ceva nu dormeam și mă rugam gândindu-mă la finanțe și la tot ceea ce trebuie să facem. Câteodată greutățile pot fi prea mari. Mai ales când ești plin de tine. Și mă rugam și în timp ce mă rugam pentru oamenii care au dat sacrificial, pentru oamenii care vor da și pentru oamenii care nu vor da niciodată. Am înțeles din partea lui Dumnezeu, știu când vorbește Dumnezeu pentru că este un gând care te apasă, dar nu ca să te strivească, ci ca să-ți pună ștanța pe inima ta și îți modifică complet viziunea de viitor. Ăla este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune așa, în biserică sunt 3 feluri de oameni, cei care au dat și vor mai da. Cei care au zis, voi da când va fi mai mare nevoie, să vedem cam cum se întâmplă cu strângerea și atunci voi da. E, săptămâna trecută ăștia au ratat șansa, pentru că de obicei când spui că vei da când va fi nevoie, nu mai dai. Sau dai mai puțin. Și a treia sunt ăștia care nu au dat și nu vor da, pentru că n-au ce să dea. Nu pentru că nu au bani, ci pentru că n-au inima acolo unde trebuie. Și am început să mă rog. Și un gând cu tremurător a pus stăpânire pe mine. Pentru ultima categorie, nici măcar să nu te rogi. Oh. Cum adică? Și mi-a venit gândul acela. Pentru că, care zice așa, versetul acela spune, Hristos n-a putut să facă minuni din cauza necredinței lor. Pare aproape un pleonasm, o antagonie completă. Dumnezeu nu poate să facă ceva, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu face lucrări și minuni acolo unde este credință. Acolo unde nu este credință, Dumnezeu spune nici măcar să te rogi. Și este și biblic asta. Noi din inima noastră vrem să ne rugăm pentru toți oamenii și trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii, dar sunt unii care nu au credință. Și singurul îndemn din partea lui Dumnezeu pentru cei care au venit în prezența Lui și pentru cei care sunt și mă ascult acum este următorul. Doar trebuie să ai credință. Tu crede numai. Asta e ceea ce trebuie să facem noi. Asta e factorul uman pe care trebuie să-l avem. Dacă credința nu e suficientă, putem striga la El, Doamne, mărește credința și El ți-o mărește. Dar când ești imobil, nemișcat, de fapt, lipsa dărniciei arată spre lipsa credinței. Asta am înțeles eu. Și dărnicia nu are de face neapărat numai cu banii, ci are de face cu timpul meu.
are de face cu un telefon, băi, l-ai mai sunat pe ăla din când în când sau aștepți tu să fii sunat. Nu ești darnic. Cum spuneam la început, it's all about you. E totul despre tine. Nu este unul peste tine. Și asta pentru că vasul tău este plin de ceea ce nu trebuie. Astăzi Duhul Domnului este în mijlocul nostru și vrea să ne transforme, vrea să ne dea har. Ce veste bună e lucrul acesta, că El este încă în mijlocul nostru. Ți-a vorbit astăzi Dumnezeu? Dacă ți-a vorbit Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este aici, prezent prin cuvântul Lui. Și vrea să te transforme. Și dacă te-a deranjat și dacă te-a rănit, este pentru că El, Cel ce face rana, tot El o leagă. Și câtă vreme se spune, astăzi încă mai este har și încă mai este acces la tronul de har. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. În momentele următoare vom cânta și cântarea aceasta să fie ca o meditație înaintea Lui. Este momentul când desfacem barierele inimii, momentul când lăsăm grâul, balastul, ceea ce ne trage la fund și spunem, Doamne, vreau la Tine și cu Tine, vreau să mă încred în Tine și să merg până la capăt. Și o să vedeți ce lucruri mari va face Dumnezeu, nu numai în viețile voastre, ci și în comunitatea noastră. Haideți să cântăm și apoi ne vom ruga.